nu cunoșteți sărbătorile cum se petrec la noi în Bucovina. Vă ce, mă minte. Două săptămâni înainte. Mult simat, domnul Vasile. Mult simat, domnule consul. Mult simat, Lucian Blaga spunea, sau scria următoarele cuvinte, căci veșnicia a început la sat. Vasile Băcu s-a născut în satul Oprișeni și duce cântecul și slava, cum scrie în, cum scriu cuvintele din imnul satului Oprișeni. Domnul Vasile, în adevăr, ne bucur faptul că sunteți aproape de noi tot timpul. Sunteți aproape de Oprișeni, necătând la faptul că trăiți la oraș, în depărtare. Eu, de întâmplare, mai cred câțiva ani în urmă, adunând la muzeu lucruri exponate, cum e și profesia, așa spunem, da? De întâmplare am găsit și eu o pagină din ziarul raional din anul 1987, din anul noiembrie, unde am găsit poezia satului natal, care vreau să o citesc, este în carte. Și această poezie o învață și elevii la școală. Și această poezie, în adevăr, scrisă în departatul anului 1987, arată taina satului, arată dorul de sat a unui copil care a fost nevoit să-l părăsească, să-și facă calea drumului în îndepărtări. Satul natal, de Vasile Băcu. La tine mă întorc din orice depărtare, la mama și la tata, la frații și la surori. La dealurile tale, la recele izvoare, la oamenii tăi harnici, bunici sfătuitori. La tine mă întorc să văd încă o dată stejarii tăi din codru cu foșnilor lor tainic. Să caut prin deșerturi cărarea îmblată, să caut întihne cucul cu glasul lui de crainic. La tine mă întorc din orice depărtare. Cu depărtările-s prieten bun, să sorb în piept tăria din izvoare și să pornesc din nou pe alveții drum. Și în adevăr, Oprișeniu este aceea tărie care îi dă puteri lui domnul Vasile când vine la părinți, când vine pe meleagurile natale și îi dă puterea aceea cu care poate realiza aceste lucrări care le înfăptuiește din an în an. Domnul Vasile, vă aducem sincere mulțumiri. Vă felicităm călduros cu această frumoasă aniversare care ați sărbat-o în luna lui ianuarie. Vă mulțumim pentru că sunteți aproape de noi, că nu uitați de Oprișeni, nu uitați de casa părintească și dorim ca această lucrare să dorească și în viitor să fiți alături de noi în continuare de școala noastră, de copiii din școală la care veniți des și sperăm că în viitor această conlucrare va fi și mai fructuoasă. În continuare, cred că vom realiza un proiect care este pus încă de bea pe hârtie pentru realizarea în Muzeul Satului, unui colț dedicat personalităților oprișenești, o mare parte dumneavoastră. Eu am spus că Vasile Băcu face parte din acei titani ai satului Oprișeni, ca Maximilian Hackman, ca Axentii Bilețchi Oprișanu, ca Ioan Bilețchi, Bilețchi Agriculeț, așa mai numit, ca Dumitru Covalciuc, ca academicianul Nicolae Bilețchi și alții fii au satului care în adevăr i-au dus o slavă mare și care continuă să o ducă și până în ziua de azi. Vă mulțumim din inimă și din suflet. Așa vrut Dumnezeu ca să trăim în vecinătate în Oprișeni și să ne naștem amândoi la 2 ianuarie. Așa că iarna aceasta împreună cu Vasile am plinit 120 de ani. Felicitări, Vasile! Domnul primar,
Dacă familia domnului Băcu locuiește pe strada Dumitru Covalciuc, așa e, n-ar fi cazul să-i mai găsiți o stradă să-i dați numele Vasilic Băcu în sat. Sau dacă nu, rugăm primăria Cernăuților să dea numele unei străzi Vasilic Băcu în Cernăuț, să locuiesc eu pe strada Vasilic Băcu. Eu spun că am copilărit împreună cu mama lui dumnealui. Erau așa niște timpuri de grele, după război, așa s-a întâmplat că la bunicul lui ars casa și l-am necăjiți. Cum strângeam noi spice pe miriște, disculți, cum aducem vreascuri în spate din pădure, ca să ne bucurăm bărinții când ornit la colhoz, cum dam prispele împreună cu mama lui cu humă. Toate le-am făcut și nu știam că se va naște un făt frumos, că el urma să se nască la Cosmin, nu la Oprișeni. Așa-i, Vasile? Dar barza ocolit s-a spăreat de codri ăștia adânci ai Cosminului și s-a lăsat la Oprișeni. Mă bucur, Vasile, pentru totul ce faci. Azi s-a vorbit multe despre dumneata, nu s-a spus ce lucru mare faci mă ta ca editor. Atâtea cărți se tipăresc la Herța în limba română. Eu, mai multe cărți redactate, le-am tipărit o carte și mă mir că Vasile, în loc să-și tipărească cartea la Herța, s-a dus la Cernăuț la Misto. Vasile, asta nu-i patriotism local. Dăună-ți, mă roagă domnul Băcu, că prin anii 90 în publicațiile mele, multe poezii am publicat, care el le-a pierdut. Eu le caut, le găsesc, Vasile nu sună, nu vine, azi văd cartea gata. Ce fac cu versurile astea, Vasile? Și cele mai bune. Eu, Vasile, nu uita că noi avem treabă mare de făcut. Noi, iasă și domnul primar și domnul director școlar, noi încă avem la 16, sau când noi, aprilie, să ne mai întâlnim la o manifestare mare, 19, vă aduceți la cunoștință, că sfințim monumentul lui Ștefan cel Mare la Oprișeni. Vedeți ce bărbați sunt acolo, domnul consul? Vasile, eu îți doresc noroc și în alte carte, mai lasă tu câncile astea, ostășești numai pentru Ancuța, mai scrii și pentru Univers. Bună seara și bine ne-am întâlnit, onorată asistență. Mult stimate fiul al satului Oprișeni, astăzi am onoarea și sunt foarte bucuros să fiu prezent la această sărbătoare care ne-a adunat pe toți în Herța. Dumneavoastră e cusru în Herța, nu degeaba a venit. Domnul Covalciuc, mai la sfârșitul sărbătorii, îi spune istoria. Dați-mi voi, domn Vasile, ca din partea locuitorilor satului Oprișeni, în afară de prezență care sunt astăzi aici, să te felicităm călduros încă o dată cu acest prilej, cu sărbătorirea acestei zile și onorate vârste, să-ți dorim tot binele din lume, să-ți dorim ce-ți dorești tu și cum au fost amintite cuvintele mai înainte, la aceasta să te oprești, să nu în continuare să redai, să compui și multe cărți frumoase și bune. O mică paranteză să fac, domnul Dumitru nu tace niciodată. Îmi pare bine că unii nu mergem în Cernăuț, în Moldova, în România găsim oprișenieni care ne face față la toți. Mă mândresc și eu că am, de acum m-am înfrățit mai tare cu Herța, am fiica mea s-a măritat aici, el locuiește în Herța, a fost și a muncit la liceu ca profesoară de fizică, acum se odihnește acasă, educă nepoțelul cu care mă mândresc și cam des ajung și eu aici la Herța și îl văd de multe ori și pe domn Vasile mergând de la administrație, la procuratură, strânge continuare
informații noi și bune. În vizită, în vizită, da. Încă o dată, la mulți ani și numai bine. Mă uit că șeful gospodarul Herțe se uită la mine. Maria Jar e fiica mea. Și Ilie Jar e ginerile meu. Încă o dată îmi cer scuze, am emoții și o zi plăcută pentru domn Vasile în continuare. Mulțumesc, Vasile!